Salut! Dacă ai o minut la dispoziție să-ți explic cum am început eu vânzările la piața centrală în orașul Ungheni. Taraba dată a fost primul meu loc unde am început eu a vinde toate obiectele care le-ai văzut tu ieri în video anterior. Și vreau să-ți povestesc că am stat la taraba asta și în frig și în ploaie și foarte multe dificultăți le-am întâlnit și tu vei afla asta primul. Aici am avut foarte multe produse și vreau să vă explic toate produsele în fiecare dimineață le, le luam de la etajul 4, le dădem jos, venem în coace, le înșiram, după aia, fie, după piață, le strângem înapoi și le ducem înapoi acasă cu taxiul, ori cu prieten care m-a ajutat să duc cutiile date. Și nu facem doar o tură de la patrulea în jos, dar facem vă patru turi, sus, jos, sus, zo, jos. Vă 8-10 turi în ziua de piață. Și aici a vândut un prieten de-a meu. Și vreau să-ți spun că orice început are sfârșit. Și uite în continuare. Acestea două tarabe au fost a doua locație unde am vândut eu obiectele care le vând eu. Și vreau să vă spun că locația asta am avut foarte mari beneficii. A fost acoperiș deasupra capului, asta e foarte important în vânzări să ai acoperiș, să nu te ploaie. Și vreau să vă spun că pe este a doua, am dat obiecte gratis. Cumpărătorii mei care cumpără de la mine, ei știu că eu aici am dat obiecte gratis și vreau să te întreb chiar pe tine și să scrii în comentariu Ai dovdit să iei ceva de aici gratis? Ori nu? Și acum vă arăt a treilea punct unde am ajuns eu deja Vă prezint taraba dată, acum deja nu mai ușor să vând obiectele date Nu trebuie să le iau, să le strâng, să le duc acasă, să le aduc înapoi e foarte, foarte easy, cum să zici la moldoveni. Și mai uitați-vă ce am aici de vânzare, așa un pic, și vreau să vă spun că a fost pentru mine o experiență foarte, foarte mare în vânzări. Cum am început și cum am ajuns și unde am ajuns. De asta și vă zic, fiecare început are un sfârșit și fiecare dintre noi trebuie să facă ceva, dar să nu aștepte de la alții ca să vie și să-l ajute. Nu aștepta, bratul, apucte de treabă și a să vezi că rezultat a să șibă tot timpul. Vă doresc o zi bună, sănătate, numai bine și succes în toate.